Gâtul și restul sunt... Nu indistinct. Adică poate să fie 1 și 2, 2 și 3... Nu, gâtul și restul poate să fie 1 și 2. 2. 1 și 3, 2 și 3 și atât. Asta am trebuit să avem câte 6 soluții. Adică 2 pentru una, 2 pentru una și 2 pentru una. Dar vede, atenție, adică foarte să bine. Adică puteți să reversăm și tăi cu 2. Da. Să fie și cât tăi și restul, de și invers. Deci e vorba de toate schimbările care se vor face, da? Da, da, dacă restul e 3 și câtul e 2, n-avem voie ca restul să fie mai mare decât câtul. Dar aici nu la cât este povestea, la împărțitor. Da, la împărțitor. Deci poate să fie... Atenție, când resturile obligă pe împărțitor să ai focaia. Da, și e mai mare. Deci dacă restul ar fi un, e un... Nu, a doi trebuie să fie neapărat a doi. Și de la doi încolo? Da. A doi? Doi, trei, patru și mai departe. Da. Să fie mai mare decât restul. Și dacă R e doi, A-ul trebuie să fie mai mare decât 2. Dacă e 3, trebuie să fie mai mare decât 3. Adică A-ul ar putea să aibă cam vreo 3 soluții. Hai că aici trebuie să ne bate în parte. Acum să te pe problemă. Încep să-i întreb o problemă. Nu, A-ul poate să fie doar 4. Care A? A-ul. A-2, să spunem. Pentru că dacă am 1, A-4 merge. Dacă am... A2, A4 merge. Și dacă eu mă gândesc, cum am spus eu la prima, am câtul restul 1 și câtul să spunem că e 2. Dacă eu las 2, nu se potrivește cu A2. N-ar trebui să găsim un împărțitor care să-l lași cu toate 3 ele. Că, dar, cum am spus, dacă spunem că A restul e 2, deci dacă restul este 2. Și că împărțitorul e tot 2. Nu merge dacă am copiat pe ăla de la început. De mai depinde că câtul poate avea o soluție, restul poate avea o soluție și celălalt să aibă mai multe soluții. Asta e chestia. De exemplu, cât să aibă o soluție și restul să aibă celălalt două. Deci câtul să fie una, să luăm unul, o să zicem. O soluție. Da? O variantă de aici. Da. Și restul poate să ia celelalte două variante. Da. Sau invers. Sau invers. Haideți să ne organizăm mintea într-un mod riguros și să zicem așa. Restul să-l luăm pe rând fiecare din variantele astea, nu? Pe rând. Dacă restul ar fi 1... Ce o să fie 2? Și tot cu restul 1, ce o să poate să fie 3? Și ce căpătăm de aici informații? Deci, cazul întâi. Cazul întâi. Dacă restul este egal cu 1, da? Dacă restul este egal cu 1, câtul poate să fie acolo, câtul poate să fie cât? 2. 2. Și 3. Și câtul poate să fie și 3. Și atunci, relațiile ce devin? A1 plus A3 este egal cu A2 ori 2 ori 2 plus 1. Din momentul ăsta mesajul este că A2 este mai mare decât 1. Mai mare decât A3, mai mare ca 1. Da? A2 strict mai mare ca 1. Totdeauna împărțitorul este mai mare decât restul sau restul e mai mic decât împărțitorul. Cea de-a doua, adică A1 plus A2, A1 plus A3. Că nu lucrăm pe prima. Nu, lasă așa combinația asta și duc la capăt. Și până mă duc la combinația cealaltă cu restul 1 și câtul 3. Adică e scris de toate 3 acum. Da. Dar în ce variantă? Restul rămâne 1 tot timpul. Vreți să scrieți la cu restul 1, restul 3? Da, de restul 1, câtul 2, 3. Când restul mă duc...
Tu aici mă îndemn să iau alt rest? Nu, eu mă gândesc să scrie sau numărul A3 egal cu A2 ori 3, că n-am scris-o. Să fie cea, să fie cât tot aici, ca să... Deci, tu te gândești să merg așa, pe varianta asta aici, A1 plus A3 egal cu A2? Ori 3, că ați spus prima, ați făcut două soluții și putem face și cu 3. Bun. Deci, zici așa, A1 plus A3 se fie egal cu A2 ori 3 plus 1. De unde rezultă că A2 trebuie să fie mai mare decât 1. A2 mai mare ca 1 și ăla. Deci A2, A3, aici e tot A2 asta. A2 tot mai mare ca 1. De aceea nu-mi convine combinația asta, nu mă satisface. Când dă, se află A2 mai mare ca 1. Eu vreau să le scriu pe toate 3. Ai înțeles? Cu varianta, restul 1 și câtul 2. Și scriu toate 3. Și să văd de acolo ce mesaj obțin. Pentru că, în dată, voi avea o posibilitate să-ți constat despre A1, A2 și A3 ca să fie să dea o egalitate, să dau seama cine este A1, A2 și A3, să dea o tradiție. Da, dar să trebuie să schimbați mereu codul și restul. Pentru că restul, că zice câtul și restul, sunt fiecare sunt distincte. Dacă erau egale... Dar n-am luat cât și rest același lucru. Am luat 1 și 2. Vezi? Câtul și restul, uite, spune aici, sunt numere distincte din mulțimea asta. Câtul și restul sunt numere distincte din mulțimea asta. Deci câtul și restul nu sunt la fel, nu am zis 1 și 1. 2 și 1, da. Deci, câtul și restul sunt numere distincte. Eu când am să mă duc la următoare, câtul și restul între 1 și 3 sunt distincte. Da. Și adică acum, dumneavoastră, vreau să faci A1 plus A2 egal cu A3 ori 2 plus 1. Ori cât trebuie să fac aici? Ori 2 plus? Plus 1. Plus 1. Că ne-a spus, facem la toate la fel. A1, toate trei relațiile. Așa. Deci, A1 plus A3 egal cu A2, ori cât am zis aici, ori 2, da, plus 1, da? Da, am făcut 2. Și pe urmă? Acum vine... A2 plus A3. Nu, vine A1. Păi, dacă ați scris aici, A1 plus A3. A1 cu A3, acum vreți să faceți A1 cu A2. A1 cu A2, da. Aici trebuie să spun, da? Da. Și acum? Și aici era 3, da? Hai să vedem pe patroare, dar este A1 plus A2 egal cu A3, ori... Aici A2 plus A3 este egal cu A1 egal cu A2 plus 1. Plus 1. Deci rezultă că A1 se spune la Și tot aici A1 mai mare ca A1, da? Și aici A3 și ăsta mai mare ca 1. Ei, dacă trag din niște la A2, ce se întâmplă aici? Observăm că A2, A3 și A1 sunt mai mari decât 1. Dar nu sunt de două ori de fiecare dată? A1 de două ori, A2 de două ori și A3 de două ori. Deci 2 pe lângă A1 plus A2 plus A3 este egal cu 2 pe lângă A1 plus A2 plus A3 este egal cu 2 pe lângă A1 plus A2, da. Plus A3, plus, da, așa. plus 3. Deci, e 1 plus 1 plus 1. Dar asta este fals. Că asta toată de aici nu e egală. Nu este egală. Deci, și 0 egal cu 3. 0 egal cu 3. Și apare 0 egal cu 3. Deci, varianta asta este spusă în forma care am văzut-o noi, da? Deci dacă păstrez același rest, intre în contradicție urgentă, pentru că ajunge la o chestie de asta. De asta nu vedeam să facem. Deci de aceea nu se poate să avem... Câtul și restul sunt diferite, nu? Că da. Ce cât am luat? 2 și 1. 2 și 1. Fiecare dată. Așa. Și acum facem... Păi de acum putem să locuim direct, fără să mai scriem. Spunem în loc de... 2 spunem 3. În loc de?
2 și un 3. Să punem 3 peste tot, da? Da, și să fie 2 cum prima relație, egal cu 3 pe lângă, a 1 plus a 2 plus a 3 plus 3. Deci, în clipa în care aș pune aici 3... Da, se duce iar relația, nu e lângă. 3, 3, 3, de ce? De ce se duce? Să fie 2, 2 pe lângă a 1 plus a 2 plus a 3, egal cu 3 pe lângă. 3 pe lângă, da. 3 pe lângă, 1 plus a 2 plus a 3. Și mai mare. Și nu va fi. Rămâne aici, în partea asta. Da, e tot falsă. Adică acum trebuie să începem să calculăm cu restul 2. Deci cu restul 1... Nu e bun. Nu? Nu e bun niciodată, niciodată. Acum trebuie să ne apucăm cu restul 2 și câtul 1. Da. Ce putem observa? Ideea rămâne dacă îți rămâne cu același rest tot timpul sau va trebui să schimbăm și restul. Că autorul spune că de fiecare dată, oricare două le-am luat, câtul și restul ne păstrează în aceeași mulțime. Deci, în varianta în care am păstrat același cât și același rest, intrăm în contradicție urgentă. A? Este o contradicție urgentă. Deci nu am soluții cu așa ceva. De aceea trebuie să aranjăm, vedeți, câtul și restul, în toate posibilitățile văzute, sunt elemente de acolo, din mulțimea aceea. Și sunt și distincte de acolo. Oare câte perechi distincte am putea face aici? Între 1, 2 și 3. Câte perechi? Da. Câte ceasuri? 3 și 6. Am intrat? Da, am intrat de mult. Da, de mult? Uite, păi, voi sunteți drăguți și mă lăsați așa. Așa. Ne oprim aici. Rămâne să analizăm mâine. Ne vedem din nou. Da, te aștept. Deci trebuie să analizăm cu atenție problema. Am intrat în ea, am înțeles-o. Urmează acum să vedem ce se ascunde în interiorul ei. La revedere! Nu uitați, dați like, share, abonați la Proful Online. Așa să faceți, că vreau să fie frumos. La revedere, dragi! La revedere!